Bună ziua, stimată audiență! Mulțumesc că ați dat curs acestei invitații. Mă numesc Corneliu Celnacov, sunt locatarul blocului de pe strada Mihai Eminescu 41, bară 1. Doamna Moraru. Doamna Moraru. Partea Vătămată, locatar acestui bloc. Și Alexandru Șendre, sunt președinte asociației locatarilor 55-101. O să dau mai departe speech-ul domnului avocat care ne reprezintă, domnul Andrei. Vă mulțumesc, bună ziua, îmi spune Mațcu Andrei, sunt avocat de profesie și reprezint în această situație, adică ambele părți, adică atât asociația de condominiu, cât și familia Celnacov, adică de care a fost necesitatea și motivul pentru a veni în fața publicului și a relata situația care a fost creată, este cazul că la 1 aprilie 2023, adică în urma unui incendiu care a avut loc în apartamentul numărul 2 de pe strada Eminescu 41 bară 1, a avut loc, adică distrugerea integrală a apartamentului respectiv. Respectiv, acest apartament aparține cu drept de proprietate familiei Celnacov. Ca rezultat acestui incendiu, vreau să atrag atenție că a fost mediatizat, a fost și publicat și a fost și mai multe știri despre acest incendiu care a fost devastator. Au avut de pătimit mai multe persoane, inclusiv asociația, locatarii vecini, dar în special familia Celnacov. Care este cauza sau necesitatea de a relata publicului larg problema sau situația creată? Deci noi din păcate astăzi să ne-am înciocnit cu o situație că din luna aprilie până în prezent, din motive neclare și neînțeleasă din partea conducerii ambasadei române, de ce anume conducerea ambasadei române, pe motiv că acest apartament a fost transmis în chirie sau în locațiune, mai bine zis, ministrului finanțelor, doamna Ion Clementina Robertina, care face parte din biroul de promovare a comercialului economic Chișinău, care este reședința ambasadei României în Republica Moldova. Și pe acest caz, ei locuia în acest apartament împreună cu membrii familiei sale. Respectiv, în rezultatul acestui incendiu, dacă să vă spun sincer, adică când am fost la fața locului împreună cu membrii familiei Celnacov, cerem scuză, mi s-a făcut în general impresia că acest incendiu practic a fost intenționat, provocat, dar nu a fost o neglijență. Respectiv, pe acest caz, adică am fost nevoiți să sesizăm organele de poliție, respectiv organele de poliție a Republicii Moldova a inițiat o investigație, adică un proces penal. În cadrul procesului penal, pentru a exclude orice dubiu sau orice situație de interpretare, adică a fost dispusă și efectuată o expertiză judiciară tehnică, respectiv, în urma acestei expertize judiciare tehnic s-a constatat și s-a stabilit de către specialiști experți în domeniu că totuși, într-adevăr, cauza și motivul incendiului care s-a produs prin arderea completă, adică practic 98% a apartamentului a fost din cauza că acțiunile neglijente din partea locatarului sau persoanei care locuia în acest apartament prin faptul că a lăsat în priză un laptop. Și din cauza acestui fapt sau acestei neglijențe a dus la aprinderea sau desfășurarea focarului, care a dus la distrugerea completă, încă o dată, repet, a apartamentului. Mai mult ca atât, adică pe acest caz, adică noi am mai investigat și am efectuat și expertiză merceologică, adică de a fi stabilit care sunt prejudiciile aduse, materiale, adică atât a proprietarul apartamentului numărul 2 în acest bloc, cât și a asociație, pentru că au fost distruse și fasadele, cât și apartamentele locatarilor, vecinilor care sunt astăzi prezenți, adică o parte care este prezentă astăzi în justificat. Respectiv, adică toate aceste acte, documente care le-am făcut cu concursul specialiștilor, au fost prezentate conducerii ambasadei române, cât și biroului de promovare comercială economic Chișinău. Mai mult ca atât, adică conform, dacă vreau să atrag atenția, să se accentuez, că au fost chiar și o doleanță și o insistență din partea doamnei
Ion Clementina Robertina, de care este ministrul finanțelor din partea ambasadei României, care reprezintă biroul de promovare comercială economică și nouă, numai în contract de locațiune care a fost semnat între familia Celnacov și cu ambasada română, să fie indicat că în caz dacă vor apărea careva litigi, neînțelegeri sau dispute, aceste situații să fie mediate sau soluționate pe calea amiabilă, prin intermediul Ministerul Afacerilor Externe Republicii Moldova. Adică Ministerul Afacerilor Externe Republicii Moldova, adică s-a arătat că să fie ca un mediator în caz dacă vor apărea pe viitor careva dispute. Respectiv, adică noi ca cu bună credință și ca și să respectăm prevederile contractuale și să asigurăm o discuție sau un comunicat complet, normal, rațional cu această instituție, cu atunci ambasada română, am făcut demers atât față de ambasada română, cât și față de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Republicii Moldova. Noi deja suntem de luna august cu acest demers, sesizări, dar din motiv că luna august, până în prezent, suntem în situația că tot suntem în așteptare, suntem totuși în situația că nu ne adresăm careva demersuri, adresări, dar aceste demersuri, adresări sunt totalmente neglijate, atât de către Ambasada Română Republicii Moldova, cât și de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. La apelurile telefonice, la solicitările noastre care noi le întreprindem ca să totuși să aflăm care este situația, care este soarta, cum îi văd, cum vor să soluționeze acest conflict, cum să compensăm acele cheltuieli sau acele deranjuri, prejudicii care au fost adus atât familiei Celnacov, cât și locatarilor, cât și asociații, adică până în ziua de astăzi, din păcate, nu avem niciun răspuns și nici o dorință de comunicare, de dialog, să spunem, între noi. De ce noi suntem nevoiți astăzi ca să ne adresăm publicului larg, ca să cunoască situația creată? Pentru că suntem într-un stat democratic unde respectiv s-au lezat atât drepturile persoanelor cât și asociații și solicităm ca acest caz să fie imediatizat, să fie adus la cunoștință publicului, să aduc și respectiv de a lua atitudine și să vii cu o soluție ca noi să cunoaștem, pentru că noi deja suntem în situația când avem 4 luni de zile practic și noi suntem deja nevoiți, din păcate, să până în ziua de astăzi am avut chiar vreo cheltuieli și plus la asta de ziua de astăzi ne adresăm cu o cerere de chemare judecată imediat ca să încasăm în mod forțat, prin intermediul instanței judecată, acest prejudiciu sau acele distrugeri, remedierea distrugerilor care au avut loc în acel bloc locativ care se află, apropo, în centrul orașului, care nu-i face față, adică acolo este... Adresa este a blocului Mihai Eminescu 41, deci suntem în vecinătatea ambasadei române, da? Atât a ambasadei, cât și a secției economice pe care la noi s-a închiriat. Domnul avocat a uitat să spună că doamna care a închiriat apartamentul într-un comunicat de presă pentru presa română a scris că are imunitate. Deci să înțelegem că imunitatea română poate prejudicia persoanele fizice cât și sau juridice pe în alte țări și să nu fie supusă niciunei răspunderi. Mersi. Mai mult ca atât vrem să atragem atenția că apartamentul cât și blocul nu au fost puse niciunei reparații în cazul că se vrea adică constatarea imediată sau se poate vedea încă o dată în ce stare se află blocul, suntem deschiși, dar vrem să atragem mai mult atenția Ministerului de Externe, care trebuie să fie mediatorul pe acest contract, cât și ambasadei și domnului ambasador în România, pentru că, nu știu, parcă suntem vecini, dar cred că în situația de față pare că suntem inamici, deci nu prea înțelegem care este poziția ambasadei, deci nu am primit niciun termen, nu am primit niciun răspuns și nici dorința de a media conflictul dat. Deci cum repetăm că suntem nevoiți începând cu ziua de mâine să dăm în judecată ambasada României, cât ambasada cât și secția lor pentru a încasa prejudiciul care a fost cauzat.
Domnul Barhanov nu s-a prezentat. Vă rog să vă prezentați dumneavoastră cine, ce apartament sunteți, ce a fost prejudiciatul dumneavoastră. У меня квартира в этом блоке, шестая, это третий этаж, но пострадали мы здорово, потому что весь дым заходил в дом, все было черное, и занавески, и сама, ну, видела, комиссия видела, потому что мы нанимали людей, заплатили деньги немалые, и все это сняли, и часть занавесок вообще пришлось выкинуть. Но сейчас наступает зима скоро, и у нас разбиты практически окна, стекла никто пока не восстанавливает. И я так понимаю, что это дело затягивается. Затягивается, наверное, из-за какого-то там нехотения румынского посольства. Но дело не ждет. Здесь надо как-то торопиться, скорее это решить вопрос. Спасибо. Domnul Șendre, dacă aveți dumneavoastră... Vine iarna, drept. Eu toată vina aș da-o numai e că dumneavoastră ați luat cuvânt și a spus foarte mult de doamna care e cu pricina, că toată vina o duce numai ea. Chiar atâta să faci de rău și atâta lumea pătimit din cauza ei și să ajungem noi să îmblăm de urmă lor că acum ar fi așa că noi suntem de vină, dar nu ei. Înțelegeți cum? Și aici eu altceva, eu scurs și clar. E drept că am înțeles că ați ajuns la aceea, că să mergem să dăm și la asta în judecată, dar i-ar trebui de mult să alerge înaintea noastră, înaintea trenului și să spună cu adevărat că este bine a ei și să meargă, să facă ceea, adică ceea ce s-a întâmplat, care, mă rog, poate nici nu a dorit-o nimeni să întâmple. Asta este scurt și clar. Da, deci noi vreau să adaug că am făcut expertizele, erau două. Avem o expertiză extrajudiciară care a durat peste practic 90 de zile ca să putem constata cauza incendiului, unde este alb pe negru scris că cauza incendiului a fost provocată din cauza laptopului care a fost folosit necorespunzător, a fost lăsat în dormitor, pe pat. Din cauza lui s-a început incendiul. Incendiul putea probabil fi stins dacă doamna a fost în casă sau nu știu care a fost motivul, dar avem peste 15 puncte unde este menționat cauza incendiului, avem expertiza pompierilor. În primele 24 de ore am primit că a fost incendiu, deflagrația a avut loc în dormitor din cauza laptopului. Prizele au fost și sunt intacte până în ziua de astăzi. Și deci totuși mai dăm o șansă probabil la ambasade până mâine, ca să dea curs acestei conferințe de presă, ca să putem să mediem conflictul dat pe cale pașnică și nu doar în instanța de judecată. Asta a fost... Dacă îmi permiți, cu titlul de completare, adică vreau să aduc la cunoștință publicului larg, pentru că eu deja personal ca avocat, adică mă ocup cu acest caz, adică că persoana responsabilă în partea a conducerii ambasadei române pe cazul respectiv a fost desemnată doamna Măuselă Pițigoi. Adică de fiecare dată când intenționez și apelez conducerea ambasadei, tot timpul, adică nu am acces direct la dumneiei, adică tot timpul sunt nevoit să accesez prin intermediul telefonului de contact al secretariatului, ca ulterior să aștept o zi, două, poate ultimul sunt deja, în general am fost ignorat. Deci doamna Măuselă Pițigoi, care a fost desemnată pentru acest caz să medieze sau să reprezinte ambasada, nu mai revine și nu mai apelează și nu mai duce careva discuții cu părțile care sunt implicate, adică familia Celnăcov și cu toți vecinii. Adică asta încă o dată denot faptul care este atitudinea și comportamentul neclar și neînțeles a conducerii ambasadei române pe acest caz. Deci, cum a spus și domnul Cornel Celnăcov, adică unica șansă sau unica posibilitatea conducerii de a soluționa acest, adică totuși mai este încă o șansă, adică totuși ei să revii la noi consuni sau măcar Ministerul Afacerilor Externe să depui un careva efort, să ne adunăm la o masă tratative, la o masă rotundă, să discutăm, să vedem care sunt soluțiile sau avantajos reciproci pentru ambele părți, adică atât pentru ambasadă cât și pentru păgubiță. Asta este, adică, dar din păcate nu se întâmplă. Da, doamna. Noi ca locatari ne-am mobilizat atunci repede și am făcut un pic de curățenie
miros era insuportabil, dar n-am putut să lăsăm tot așa cum era inițial. Dar totul asta nu rezolvă problema. Trebuie de făcut o reparație totală. Vă mulțumim pentru timpul acordat. Sperăm că... Principalul să avem rezultatul care dorim. Și dorim ca să fie rezultatul pozitiv pentru persoane care de mult așteaptă. Asta vreau. Vă mulțumim. Gata? Da.